DNA susține că vicepreședintele Camerei Deputaților, Carmen Mihălcescu, a fost audiată ieri în calitate de martor. Stabilirea momentului înfățișării martorului s-a făcut de comun acord în condițiile propuse de martor și acceptate de procuror. În cauza respectivă se efectuează acte de urmărire penală în REM. Prin urmare, alte informații nu pot fi date publicității. A transmis DNA la cererea Mediafax. Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, a acuzat ieri că încercarea de demitere a lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputaților ar fi fost o acțiune coordonată cu mai multor în instituții, printre care și DNA. Vasilescu a spus că pentru ea este foarte clar acest lucru în condițiile în care PSD are trei șefi la Camera Deputaților, pentru doi se cere revocarea, iar pentru al treilea nu, pentru că îl cheamă DNA-ul la audieri. Cu referire la unele articole apărute în spațiul public care au legat audierea persoanei respective de un eveniment politic, precizăm că acestea sunt pure speculații ce se înscriu în încercările de a plasa într-o perspectivă nefavorabilă activitatea unor magistrați. De asemenea, precizăm că activitatea curentă a procurorilor se desfășoară strict în conformitate cu legale și nici de cum nu urmărește agenda, activitățile ori evenimentele organizate de alte instituții extrajudiciare. A mai transmis Direcția Națională Anticorupție. Vicepreședintele Camerei Deputaților, Carmen Mihălcescu, a fost audiată miercuri mai bine de trei ore de procurorii DNA, iar la ieșirea din sediul instituției, aceasta a refuzat să dea detalii cu privire la dosarul în care a fost chemată sau calitatea pe care a avut-o.